Bună și bine ați venit sau revenit la un nou vlog, o zi în Gibraltar. Astăzi am părăsit Spania și am făcut o excursie de vreo 7 ore până la capătul Europei, acolo de unde se vede Africa. Am avut o excursie achiziționată prin agenție, am plecat cu autocarul care ne-a preluat din fața hotelului. Acestea sunt gondolele din Benalmádena pe care n-am apucat să le mai folosim. Foarte interesantă plimbarea. Traversăm Marbella, de unde au urcat ultimele persoane care merg cu acest autocar. Suntem 55 de persoane. Ghidul vorbește patru limbi și o să avem o să repete toate informațiile în engleză, spaniolă, italiană și germană. Este 9:23, a durat ceva până când s-au adunat toate persoanele din grup. Fiecare ridicat de la hotel sau de la punctul de întâlnire, evident. Ne-am plecat la 8 de la hotelul nostru. Acum este 9:25 și am înțeles că va dura undeva între o oră și jumătate și o oră și 50 de minute călătoria în funcție de trafic. Când o să ajungem acolo, o să mergem direct la stânca. Și nu o să oprim în zona de intrare, pentru că am înțeles că este coadă. Tot timpul e coadă, dar cu cât ajungi mai devreme, treci mai repede. Existau și variante de autobuz să fie ajuns mai repede, sau poate că nu, dar varianta asta așa cu un tur ghidat e mai comodă, pentru că ți se asigură accesul rapid la anumite atracții și primești și ceva informații. Noi am ratat excursia cu ghid în limba română pentru că nu am primit informații și răspuns la timp de la cei de la Carpaten. Carpaten este agenția care s-a ocupat de rezervări și transfer pentru excursia aici și, din păcate, trebuie să spun că și comunicarea și orice a fost aproape inexistentă sau groaznică. Gibraltar este o colonie britanică, nu este spațiu spaniol, așa că o să avem de trecut două vânt. Stânca are o înălțime de 426 de metri. N-ar fi chiar așa un munte, dar impresionantă este istoria ei și toate disputele care au existat de-a lungul istoriei. Sunt multe persoane care merg pe jos, pe aici. Probabil dacă am fi venit cu un autobuz ăsta de linie local, am fi rămas pe undeva pe acolo, nu ar fi ajuns în zona asta cu granița. Așa că bine că am venit cu autocarul. Ca și costuri, cred că am fi ajuns cam la fel. Era 20 și ceva de euro de persoană un bilet, o călătorie. Deci undeva pe la 50 de euro ar fi ajuns drumul dus-întors. Iar toată treaba asta costă 66 de euro de persoană, include transportul și un tur ghidat cu microbuzele. Deci după ce intrăm în Gibraltar, autocarul acesta mare, o să rămână undeva într-o parcare pentru autocare și noi o să mergem cu mini buses, cu niște microbuze mai mici, pe stâncă, la peștera de San Miguel și sus pe deal să vedem macacii. Am coborât din autocar și o să traversăm granița pe jos. După graniță o să mergem în continuare cu autocarul. Din ce am citit pe net și din ce am văzut, atât la granița spaniolă cât și la cea britanică, formalitățile sunt foarte simple, doar verifică să fii cine e în poza de pe documentul de identitate. Și deși pe net scria că e nevoie în mod obligatoriu de pașaport, se acceptă și doar cartea de identitate, cel puțin pentru cei care sunt în grupuri ghidate. Nu știu dacă veniți pe cont propriu, dacă se aplică aceeași regulă, dar trebuie să fie același lucru.
Deci, practic, pentru cetățenii UE, doar am trecut cineva din mers, s-a uitat la buletin. Și avem un semn spre Gibraltar, pentru cei care merg pe jos, se pare că pe aici. Ah, welcome! Și aici, la fel, sunt câteva persoane pe care le-a verificat sau le scanează documentele, nu știu care sunt regulile, nici nu contează, dar în două minute suntem în Gibraltar. Welcome! Chiar la intrare există și un punct de informare turistică, dar noi ne ducem înapoi la... Oh, semn că am intrat în Anglia, avem o cabină telefonică. Mă rog, n-am intrat în Anglia, este teritoriul britanic. A venit și autocarul nostru. Acolo e punctul de frontieră pe unde am ieșit. Autocarul ne-a așteptat imediat la ieșire. Este 10:30. Aceea este stânca. O să mergem cu autocarul până într-o parcare mai mare. Acolo facem pauză pentru toaletă și cafea. După care o să continuăm turul ghidat cu microbuzele mai mici. Nu toți cei din grup au achiziționat și turul ghidat. Unii vor rămâne pur și simplu în Gibraltar, în centru. Avem pe fundal stânca și acolo indicator către centrul orașului și aeroport. Ne-au numărat ca să se asigure că suntem toți și plecăm. Acela este aeroportul și chestia cea mai interesantă este că pentru a trece în partea cealaltă se traversează efectiv pista aeroportului. Sunt semafoare, trec pe rând când mașinile, când avioanele. Autocarul acesta mare o să stea aici toată ziua. Am avut pauză de toaletă doar. Acolo undeva sunt niște magazinașe și am cumpărat un sandwich, o apă și ceva dulce. Aici un magazin de suveniruri. Moneda locală este lira de Gibraltar, care ca paritate este 1-1 cu lira britanică, dar este altă monedă. Iar de aici mai departe o să plecăm cumva cu microbuzele, iar călătoria o să dureze 2 ore. Este 11:07 acum. Ne anunțase că în jur de 11:15 o să plecăm cu microbuzele, 2 ore cu microbuzele și încă până la 3:30 aici în oraș. Ghidul nostru de astăzi îl cheamă Juan și este foarte organizat, cu listuța, cu toate limbile străine la îndemână și cu foarte multe informații utile. Am urcat pe scări cu un etaj mai sus. L-am pierdut pe Juan. Am format un microbus pentru cei cu limba germană. Ladies and gents, avem un tip foarte simpatic, născut aici, he-city. So the amount of people, the population of the city, 40,000. 40,000 de oameni locuitori aici în Gibraltar, pe o suprafață de 6,82 miles. United States of America, which were involved in the First and Second World War. Deci acestea sunt scările americane construite de bărbații și de femeile americani în primul și în al doilea război mondial. Avem aici concentrații de istorie. Suntem pe calea reginei, a reginei Elisabeta. You can just about see the top of the Catholic Cathedral. În stânga este centrul orașului și catedrala. Bastionul regilor. Ladies and gentlemen, the Bastion of the Kings. This is part. They built all the walls of the city. În secolul 7 Arabia au trecut strâmbtoră Gibraltar, s-au construit toate stâncile de aici și au locuit aici, au condus zona pentru vreo 800 de ani. Astea sunt zidurile Wellington și o să conducem până aproape acolo sus pe stâncă. Să vedem maimuțele. Aici este portul reginei, al doilea port din Gibraltar.
că de aici se poate lua un teleferic până acolo sus. Nu vine, nu pleacă nimic acum. Și aici este o frumoasă grădină botanică, construită pe la 1800, dacă am înțeles eu bine în franceză. De acolo, de undeva am venit noi, acolo este Scoria. The Royal Navy, it's a military base. Aici este o bază militară navală care aparține marinei britanice. We have 9 employment on the rock, let's keep my fingers crossed. I got 2 of my boys here. Foarte mulți din locuitorii Gibraltarilor lucrează, The Royal Gibraltar Police. They are the oldest police establishment in the whole of the Commonwealth. The oldest in the whole of the Commonwealth. Deci cea mai veche secție de poliție din Commonwealth. On the right hand side, this is the Straits. And behind the clouds is the coast of North Africa, the Kingdom of Morocco. From here to North Africa, the Kingdom of Morocco, 24 kilometers. Deci 24 kilometri până în Maroc, acolo undeva unde e ceața aceea. Parsis Lodge. Din secolul 18. Which means there's more roads inside the rock than what there is outside the city. This is one of the many tunnels. Intrăm printr-un tunel și ne-a spus că sunt 34 de mile de tuneluri să poate prin stânca Gibraltar și deasupra este fortăreața. Și aici sunt niște scări pe unde se poate urca la fortăreață. Și aici este strâmtoarea Gibraltar pe unde se trece Within the Straits of Gibraltar, the right hand side, Atlantic Ocean. All the way to United Kingdom, Atlantic. The left hand side, the entrance to the Mediterranean. All the way to Mediterranean, și în dreapta este Oceanul Atlantic. Atlantic to the right. From here to the coast of North Africa, 24 de kilometri se zărește un pic acolo. This is one of the beaches for children and family. Și intrăm din nou printr-un tunel. Ball station, am cel mai bun loc. Like I said earlier, the walls are going all the way up the rock. Și zidurile acelea care merg pe toată stânca, acelea construite de marocani. Here we're going to see the Straits, Mediterranean, Atlantic, crossing the Straits, the coast of North Africa, the Kingdom of Morocco. When we leave the tunnel on the left hand side, you see a mosque. Build on behalf of the name of the King of Saudi Arabia. Ahead of us, the Trinity Lighthouse. This is from 1841. Deci, 1841. The right side, the Gibraltar University, a little Catholic church for many, many years. This area, Europa Point, the entrance to the Mediterranean. Aici începe Mediterana și Atlanticul în dreapta. Și aici am făcut o mică oprire de 10 minute pentru a face poze și pentru a vedea mai exact și mai de aproape locul în care se întâlnesc Atlanticul și Mediterana. Sper să fie ok sunetul, că ghidul vorbește și în engleză și în franceză și eu vă traduc cât pot în română. Dar știu că mulți dintre voi înțelegeți și engleză și franceză și română, evident. Acolo este stânca, aici este farul și înclin să cred că acolo undeva se îmbină Mediterana cu oceanul, pentru că pare culoarea ușor diferită. Și mergem să vedem de pe mal felul în care se îmbină aceste două ape. Aici, dragilor, aici este Marea Îmbinare, vă răsucesc imediat. Impresionant. Iar acolo sus, unul din numeroasele tunuri din zonă, jos era unul de 100 de tone, ăsta are ceva mai puțin. Mergem spre autocar, s-a terminat vizita. În acest loc avem puțin verde și puțin verde. Și încă un pic de verde și încă un pic de verde. Și ne continuăm călătoria, am primit și o brățară de acces la peșteră. Să vedem unde, ce ne spune domnul. The largest one
The one we're heading to now. În interior sunt 138 de peșteri și noi mergem la cea mai mare, care se numește St. Michael's Cave, adică peștera Sfântului Mihai. În Neandertal, femeile și bărbații locuiau în interiorul stâncii și unde e Mediterana era savană. Aici e cald și în decembrie și în ianuarie și se poate nota, este clima mediteraneană, niciodată nu a nins și foarte, foarte rar plouă. Limba principală este limba engleză, deși ca limba oficială este și spaniola. Mulți dintre localnici vorbesc andaluză, iar sistemul de învățământ este identic cu cel britanic. Urmășul este foarte abrupt, deci e foarte mișto să fii într-un microbuz, mai mult mai bine decât pe jos, evident. Deci am intrat în zona stâncii de sus, Yabba Rock. În dreapta erau scările mediterane. Bine, aici sunt pin, eucalipt și niște o specie de măslin pe care îi iubesc maimuțele, macacii. Uai, ce frumos pe aici, oricât ar fi de abrupt urcușul, e oricum interesant și să mergi pe jos. Liberiștea este fabuloasă. Din 20 în 20 de metri sunt aceste inele care au fost montate aici de britanici pentru a-i ajuta să aducă de acolo, de jos, proviziile și armamentul în principiu. Dry docks, shipyard, the western side of the city. There's a bridge. No, from there. Potecuțe pe unde se poate. Ah! You saw? Yeah, I took it on camera. It's where Queen Elizabeth II, she stood in 1954. În 1945, a stat Regina Elisabeth. This is the bay. This is the bay. Aici este balconul reginei. Aici s-a scris istorie. Ia uite, mai mulță. Este o fată, e o mamă, e bătrână. Acolo sus este cabina Sfântului Michael sau Sfântului Mihai. Foarte aglomerat aici. Pare cam un an, dragul de-aia, și s-a speriat și fuge. Suntem deasupra Sfântului Gibraltar și o să mergem spre intrarea peșterii Sfântului Mihai. Ți-am dai? Ha! Haide, te rog! Nu vrei? Ha! Ha! A plecat de tot! Dar cred că are pădut! O caută foarte atent! E foarte prietenos ăsta! Foarte prietenos! Aaaa! Aștia sunt foarte, foarte, foarte prietenoși. Nu lua chiar pe tot. Nu e un braț, dacă este urgent. Nu știu eu, Uruță. Te caută și pe tine de păduchi. Aha. Intrăm la peșteră unde o să scanăm codul ăsta de bare. Aici este foarte răcoare. Și dacă vrei amintire, poți să-ți adaugi aici poza și background-ul. Wow! Spectacolul de lumini de aici, din peșteră, este fabulos. Peștera este imens. Impresionant. Se mai numește și
trecut. Iar spectacolul de lumini este unul absolut magnific. Aici pe jos e baltă. Se scurge apă pe pereți. Ah, din unele locuri chiar curge zdravăn. Foarte interesant. Aceasta fiind cea mai mare dintre peșterile din Gibraltar. Și aici avem scaune pentru spectacolul de lumini pe care nu cred că avem norocul să îl prindem în totalitatea lui. Nu știu care sunt orele la care se întâmplă sau poate pur și simplu pot să stau acolo și să admir cum o să acea locului. Ăștia sunt foarte, foarte, foarte. Okay. Și ne continuăm călătoria. So with the macaques, ladies and gents, we have around 350 macaques. 350. Deci pe insula aici sunt 5 grupuri teritoriale, vreo 350. Oh, și fiecare grup are un rege. Women and men that take care of the macaques, medically and feeding them. Oh, și au echipă de medici și personal care au grijă de ei. We need to have a control, ladies and gentlemen, madame, monsieur. We need to have a control. When we have more than 350 macaques, what we've been doing for many years is that we get mommy, daddy and the little one, the baby, and we send them to different zoos around the world. Ah, când se depășește numărul de 350, îi trimit în diferite părți ale lumii. Toți sunt marcați, sunt numerotați, au un număr după care sunt identificați și se știe istoricul lor medical și tot ce s-a făcut. Deci, în principiu, o să mai oprim într-un loc unde ar trebui să fie mulți macaci. Ne ducem pe partea nordică a stâncii și după aceea spre oraș, că deja au trecut a trecut o oră și jumătate din cele două, cât durează călătoria. Foarte repede trece timpul aici. Vă spuneam mai devreme că înălțimea stâncii este de 425, domnul spune 427 de metri, iar înălțimea unde se află peștera Sfântului Michael și maximul până unde am urcat noi a fost de aproximativ 370 de metri. Acolo, în depărtare, se vede Africa. Un pic în ceață, dar se vede. Aproape că am ajuns. Și coboră o telecabină. Toată lumea s-a oprit la poze aici. Spuneam că era interesant să vizităm și tunelurile din al doilea război mondial. Aici e o gaură de tun care a fost săpată în 1771. Sunt și coduri de bare din loc în loc unde poți scana, pe care le poți scana și să asculți istoria locurilor. Foarte curat, foarte bine îngrijit totul. Păcat că vizita este totuși foarte scurtă. O să urc pe scărițele alea acolo ca să vedem Africa un pic mai bine, aș spera eu. După care ne întoarcem la autobuz și cam atât. Și aici scrie Prince Ferdinand Battery. Și da, se vede Africa mult mai bine de aici. Nu foarte clar, dar se vede. O imagine cu două continente, Africa și Europa. And I can tell you, ladies and gents, that inside the rock, there's a whole city built inside the rock. There's accommodation inside the rock for over 17,000 women and men. The young lady from here, Romania, she says to me, are they still inside the rock? Deci e un oraș în interior, și they're still people working, sleeping inside the rock.
8 different ships. Royal Navy, British Army, Royal Air Force. Gibraltar is very much a military city, ladies and gents. Gibraltar is very much a military city for many, many years. Și Gibraltar a fost un oraș militar de-a lungul istoriei și continuă să fie. Și doamna Messia, ladies and gents, the Arabic castle, Arabic. So the lead rock where the city is built inside the rock. Aici sunt intrarea către tunelurile din al doilea război mondial, pare închis. On this face of the castle, ladies and gents, you can see the markings of cannonballs fired from Magnum Spain here in the castle. As I said earlier, this is unbelievable and this is still standing. A trecut este un castel construit cu rocă din stânca Gibraltarului. Cea mai lungă bătălie din istoria Marii Britanii, care a durat 4 ani, 4 ani în care s-a rezistat aici pe stâncă a numeroaselor asedii de pe mare. Se văd urmele luptelor pe zidurile. Am ajuns în partea veche a orașului. Și am ajuns din nou în zona zidurilor Wellington. Și acestea sunt zidurile de sud și o cabină telefonică. To the right is a little statue of Admiral Nelson. The statue of Nelson is looking upon the Battle of Trafalgar Cemetery, which is on the left-hand side, where his girls and boys are laid to rest after the Battle of Trafalgar. This Battle of Trafalgar was fought a few miles from Gibraltar. Outside, gentlemen, madame, monsieur, my car. And from the sea. Tot ce este mai încoace de ziduri, adică toată zona asta pe unde călătorim noi, este teren care a fost redobândit din mare, s-a intrat în mare, s-au lungit sărmurile. Aici, acum mulți ani, era Gibraltar, strâmbtoarea Gibraltar. Cel mai bun ghid. Foarte pasionat. Glumeți, informații, tot ce doriți. Gata, s-a terminat turul. Din păcate. Am luat-o la picior pe străduța asta pietonală, sunt foarte multe magazine, sunt tax-free, adică nu se plătesc taxe, ceea ce, cel puțin în teorie, ar trebui să însemne prețuri mai mici. Aici pare a fi piața centrală cu terase și restaurante, un pod drăguț și în partea de sus se văd zidurile cetății vechi. Am oprit aici Little Rock Restaurant, un bar. Eu o să-mi iau, evident, traditional fish and chips, să vedem dacă au vreo bere locală sau ceva de-al lor. Astea sunt prețurile, cam astea sunt peste tot, undeva pe la 11, între 11 și 15 lire un fel de mâncare. Și berea este jumătate de ceva, 2 lire 25 și cred că o halbă întreagă, 3 lire 75 sau 4,45 pentru Guinness. Aici de mâncat se mănâncă, ăsta e fish and chips-ul, cod pane, dar e un cod întreg. Și ăsta e Moroccan chicken salad. Bine arată chicken-ul ăsta și uite, ți-a pus și farfurie cu motive marocane. Peștele este super, super, super fresh și gătit super crisp și Eva pare să fie super încântată de salată. Mm-hmm. În Maroc vrei? Mm-hmm. Ne întoarcem la autocar. Ne mai oprim să ne facem poze la scările astea. M-a ajuns oboseala. Deși na, a fost o relaxantă vizita, așa, organizată de altcineva. Ar fi fost mult mai pe stres să mergem pe cont propriu. Numai stresul de a vedea pe unde să o iei, unde să te duci, era mare lucru. Aș fi făcut și mult mai multe, adică aș fi mers și la tunelurile din al doilea război mondial. Aici e parcarea unde trebuie să ajungem.
Acestea sunt scările construite de poporul din Gibraltar și cu o statuie memorială. Palmieri frumoși, iar pe fundal este o cafenea care sper să fie deschisă ca să bem și noi o cafea. Am ajuns la 37 minute. Plecarea este la 3:30 și ni s-a recomandat să ajungem pe la 1:15. Să sperăm că primim și noi o cafea. Că v-am zis că am ajuns o seară. Frumos, frumos pe aici. Aici la... avem un tun acolo sus. Ieșit din zid. No coffee, n-am meritat. Acolo pe fundal este bastionul regelui, King's Bastion, cel pe lângă care am trecut la începutul vizitei. L-ați văzut din microbus. Am avut loc în față, după cum ați văzut, am fost de co-pilot. La întors i-am cedat locul de copilot domnișoarei. Nu mai stăm aici la cafea, era foarte complicat. Domnișoarele nu vorbeau deloc engleză. Și nu m-am înțeles cu gheața, cu căldura, voiam dos cafea frios și n-am avut. Așa că poate găsim acolo în parcare, că era și acolo un magazin aș cu chestii de unde am luat sandwich-ul și apa de dimineață. Și ne mai auzim de pe drum. Ne-am cumpărat și magneți. Mă rog, nu sunt magneți, sunt farfurioare de-astea. Și o fanta cu aromă de căpșuni. Punuță! Gata, înapoi în autocar, plecăm spre Benalmádena, Costa del Sol. Mă bucur și sunt recunoscătoare că am reușit să petrec această zi aici și să calc pe urmele istoriei, lucru pe care vi-l recomand și vouă în cazul în care ajungeți în zonă și aveți posibilitatea. Evident că am coborât cu toții din autobuz, stați să fac o poză. Și îl urmăm pe Juan, am avut doi ghizi excepționale astăzi. Foarte, foarte, foarte tare chestia. Nu știu care este... Nu mi-am dat seama pe unde este pista, de unde decolează avioanele. Este zona pietonală pe pistă, adică se traversează fix pe pistă, mergând pe jos. Eba aerogăm Gibraltar, un loc unde s-a scris multă istorie. Ne ducem înapoi în Spania, hop, hop! Numai la întoarcere... e coadă și la mașini, jeez! Da, aglomerat cu mașina. Probabil autobuzul are un traseu special. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și pentru că ați fost împreună cu noi în Gibraltar. Sper să vă fi plăcut. Dacă da, vă rog să-mi dați un like și ne vedem data viitoare. Bye!